Cana nu a acceptat să intre în această poveste, dar îl vom forța pentru că ce o să zică omul în direct la televizor, dăm Cana. O, mi-o iei? Da. Asta este mașina de scris pentru naratorul și scenaristul acestui moment. Ștefan, ce trebuie să fac? Să ieși afară, primul rând. Incapabilule! Mai înainte! Ștefan este în Arlechin, vom încerca să jucăm o scenă foarte simplă. Dar la revedere! Mâine aștept zoneria! Da, am înțeles! Ștefan va fi, ca în orice scenetă de Valentine's Day, soțul ce vine prea devreme acasă și surprinde pe cei doi guguștiuci, amantul și amanta. Gugu ce? Gugu știuți. Da. Alina, ajută-mă cu lumina. Sorin, Michi, muzica. Nu asta. Ce e asta? Piesă de dragoste e asta? E foarte bună, e foarte bună. Da. Iată, piesa este... Atâta că miros a frigănele, că am stat la vlăduț acolo. Mirosul da, dar de la... liniște, da. Stai mă, noi ce trebuie să facem? Adică eu sunt, eu cine sunt? Eu sunt amantul. Da, Flavia este gazda. Mai stau mult! Mai stai! Ce scuze, a răcit actorul. Așa? Regulile jocului sunt foarte simple. Apciu. Eu am un script pe care nu o să-l respect ca de obicei. Am mașina de scris din care pot modifica scriptul. Ștefan, Răzvan și Flavia vor da replici conform scriptului. În plus, Ștefan și Răzvan nu au voie să dea replici reale decât după câteva versuri care au fost puse în bolul din odaie. Da. În bol sunt replici. Replici reale pe le auzi pe orice scenă din România. Liniște! Da. Începe sceneta. Ne aflăm în sufrageria unui apartament luxos de pe Dorobanți. Aha. Așezați... Nici luxul nu mai e ce era. Așa. Așezați comod pe canapeaua stil Ludovic 14. Ah. Care Ludovic, bă, băiatule, că-i de la suedez? Eu mă mulțumesc cu puțin. E frig! Ce? Stau Flavia imediat. Stau da, Flavia, da. Viitoare mămică, da. Și amantul... Eu. Poate chiar tatăl copilului ei. Răzvan. Dacă știam un lanț ciorap. El frumos și falnic ca un brad de 1,8 metri. Ca un brăduț, înalt și falnic ca un brăduț, ia cu ochi mari și umezi. Precum nasul unui câine care tocmai a strănutat. Apciu, apciu. Așa mă ia zi. Privind-o drăgăstos ca de Valentine's Day, pupilele i se dilatară. Cine, eu? Eu. Privind-o drăgăstos, pupilele i se dilatară și mângâindu-i burtica, Răzvan spuse... Ține-ți burtica. Și mângâindu-i burtica, amantul Răzvan spuse: vecinii tăi mă înjură regesc, cu toate astea te iubesc, femeie. Cu toate astea. Da, mai stau că ăsta a început să Flavia râse. Cu un râs tabacic și-a păsat. Poți să-mi iau mâna de pe burta femeii, că mă... Da. Mișcă copil. Domnul scenarist, am un cârcel. Ai două replici, intri. Flavia râse. A păsat. Așa. Păi s-o apese. Pe... Și în râsul ei sincer, pentru că era ziua îndrăgostiților, așa? Se uită spre amantul ei și spuse... E din bol. Nu, din... Din bol. Pentru că e ziua îndrăgostiților, iubitule, ce întrebare e asta? Și am hotărât că astăzi alegem și noi în sfârșit un nume pentru ăsta micu, că doar nu o să-i spunem tot Ștefan Junior. De ce să-i spui, mă, Ștefan? A, că e bărbatul Ștefan, da, chiar așa, naratorule, când vine bărbatul acasă? Acum. Dar nu ți-a plăcut la... Pentru că Răzvan amantul avea cam multe replici, a mai scos două. Așa. Deodată se auzi soneria. Ațâr, ațâr! Ațâr, țâr, țâr! Panica se instală pe amant și fugi? Panica se instală în încăpere și amantul fugi. Țuști! Fugi spre dulap, împiedicându-se mai întâi.
de masă, de masă, împiedicându-se de masă. Aproape, aproape căzut pe burtă, dar se opri într-o flotare. Aici. Noroc cu brațele ferme și solide care îl propulsară spre dulap. Suști! Suști! Aici, o să intru ce... acum. Fix când se închidea ușa dulapului, intră soțul Ștefan. Iubita mea! Iubita mea! Îndrăgostitul se ajunge. Ce-ai mâncat și apă, iubita? Am poftă! Îndrăgostitul soț își dădu seama. Da. Își dădu seama. Așa, așa. Că nu are replică și lua o replică din bol. Aha! Apoi, atu, atu! Apoi o privi cu privirea cu care Andrei Duban dă numerele la loto. Așa. Și pentru că era Valentine's Day, citesc. Îi spuse. Îi spuse: Doamne! Spune-mi ce am greșit. Ce n-a mers? Ce n-a mers? Mai departe, domnul Șenaiz. Amândoi. Adică că... Ia! Încercând să scuze situația, se uită în ochii lui, pe care îi vedea de aproape 23 de ani încoace de la altar. Așa? 23 de ani? Și spuse. Zi. Și vreau să spun că mi-a fost dor și le-am spus și fetelor. Atingi ușor, cum nu faci, le spun doar lor. Cer scuze, mergem mai departe. Da, să mergem. Auzind zgomote suspecte, vă dar și... niște zgomote, dar nu dalea rușinoase, pe niște zgomote. Așa, așa, dar așa. Dar și simțind parfumul unui alt bărbat, cu simțul olfactiv de zmeu. Fulu, ce e aici? Păi e de la mine. Și iartă-mă, iubita mea, dar parcă vine un miros, vine ceva. Se de la tine, vina, nu, nici de la tine. Cine o fi în dulap? Aoleu! Cine o fi? Unde mi-am uitat șosetele, iubita mea? Ah, cred că mi-am uitat chiloții cu elice în dulap. Cu o mișcare fermă deschise dulapul și dădu peste... Fermă? Fermă! Fermă! Moș Crăciun! Asta am vrut să-i zic! Moș Crăciun! Cu plete d'albe! Îl pofti! Îl pofti! Prin lămeți! Stați să vedem dacă nu mai e cineva prin dulap! Că mai sunt și de-ăștia mici care vor să ne... Pentru că Ștefan a fost tot timpul un copil ascultător, îl pofti pe moșul între ei! Moșule! Ce? Stai între noi! Am o explicație! Da. Am o explicație! Explicația se dă din bol! Am o explicație care nu e din bol! Eu am rămas așa de la sala palatului! Exact! Spuse moșul! Probabil vă întrebați ce caută în dulapul dumneavoastră. Apoi, pentru că deloc, soțul se întreba ce caută în dulapul lui... Ce caută în dulapul meu? Moșul îi dădu o replică din bol. Privi în zare și fără să-și piardă deloc vocea sau cumpătul, spuse... Doamne, ce piesă de teatru, n-am mai jucat așa ceva. Senzațional, ce senzație. Privind în zare, fără să-și piardă cumpătul sau suflul, spuse... Cine? Moș Crăciun. A, din... Rămâi doar cu gel pe freză dacă n-ai noroc. Atunci... Dă-o naiba pe asta. Atunci... Cine a putut să scrie asemenea replici inteligente? Eu aș pleca. Nu, mai stai. Mai stai. Moșul dorea să plece, dar mai stătea, pentru că... Și Hemingway ăsta, dacă nu scrie cu degetuțele alea, zi mai... El a luat de la Hemingway numai partea cu cocârțul. Scrie-mă acolo, dar... Flavia, sări! Ca arsă! Ars! Dacă nu poți să mă repede... S-a pus moșul. Și dintr-o dată, pentru a scuza situația,
spuse că merge până în bucătărie să-i lase pe bărbăței să povestească. Știți ceva? Eu mă duc să mănânc că mi-e foame. Descurcați-vă! Stai, ia-mă și pe mine. Nu, stai. Nu, că acum am intrat adânc în spectacol. Stai, dracu, aici, stai. Am intrat adânc în spectacol. Naratorule, bagă ceva să mă spun din situație. Vreau să vă spun, da. Uite, acum, dacă se uită țociu, o să fie foarte genos. Ștefan, da. Un om cu capul pe umeri, așa, și trecut prin viață, așa, hotărât să ia apărarea bărbaților din întreaga lume. Așa. Așa că se aplecă spre bol. Mai lua o replică. Să te uiți. Și zise. Și zise, acum. Și cu un picior pe canapea și celălalt pe mochetă. Nu știu ce a fost în capul meu atunci. Te-am luat de soață ca să nu mai plângi. S-a prost în dimineața asta. Îmi cer scuze. Auzi, dar nu putem face schimb, că am luat cam nasol în dimineața asta. Atunci, impresionat atunci de aceste vorbe calde, moșul plecă. Cupidon nu plecă, ci luase o altă replică din bol. Iar de... Și dădu valoare, da, scenariului strigând replica din dulap. Da. Din dulap. Iar, o striga. Da, auzi, da, acum spune. Că mă bag și eu, da, la scenaristică. Nu poate să rămână acolo, să nu mai iasă, să rămână din ecran. Du-te. Și atunci moșul spuse. Vi. Ștefan, lasă prosopul mai jos că mă afectez la sistemul nervos. Și acolo rămase. Acolo rămase. Prinzându-și din greșeală degete la ușa șifonierului. În repetate rânduri. Final. Foarte frumos. Final zi. Soția Flavia veni cu o tavă de... Veni cu o tavă din bucătărie, pregătită să-și continue viața de soție iubitoare. Aici tu stai acolo. Poți să fiu co-scenarist? Da? Da. Am pregătit o mică gustare pentru mine. Da, pe mine nu mă deranjează. Să nu vă supărați că iau și eu această căpșunică. O căpșunică. Deodată, cât timp genericul intră pe ecran, pentru că am depășit din nou emisiunea. Dacă ești cu gândul la martie. Moșul venise și se așeză între cei doi iubiței pe speteaza canapelei. Pespeteaza canapelei. Nu mai poate, dar tot te rog. Pespeteaza. Flavia, acum lasă-i pe ăștia. Bă, dacă am stat... Mie. Cum te simți? Doctore! E mamon și ce, ce doctor ești? E mamon și omul. Mateo. Mateo. Acum m-am specializat și în ginecologie, pot să arunc o privire. Eu sunt zugram, să arunc o privire. Chiar aș putea să zic că dansează baba, nu mai joacă horă în sat. Dansează baba, vrea buchii, unghii și pe moș îl lasă lat. Sau, durli, da, dă-ne toată leafa ta. Da. În aceste condiții, aplaudând publicul frenetic, lucrurile întâmplate pe scenă... Aș putea să spun, Ștefan, e rândul tău! Cu toții așteptăm botezul... Dar la cine vă referiți? Chiar! La toți! Cu toți! Ia stai, bă, nea! Auzi, dar tu te văd așa, că ești puțin senin. Sincer, prin martie... Am și eu timingul meu! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost o piesă de teatru total... Radiofonic. Total reușită. Recunosc că am făcut-o pe genunchi. Nu, da, chiar am făcut-o pe genunchi. A fost foarte frumos și... Dar nu mai faci, băiatul meu. Nu e o problemă. Cu Ștefan ne mai vedem în... exemplar, naratorul. Cu Ștefan ne mai vedem în mini-turneu cu Răzvan la Monța și cu Flavia la botez. Da. Vă rog, reverență, da. Ne vedem mâine la 8:00. Da. Mulțumim pentru asta.